Văd că domnul Flutur tot clamează că s-au investit bani foarte mulți și mă refer aici la 63 de milioane de euro privitor la managementul integrat al deșeurilor în județul Suceava. Dar punem o întrebare simplă. Unde este groapa de gunoi de la moară? Pentru că până la această dată, deși s-au cheltuit bani la fel de mulți ca și, spun domniile lor, controversatul proiect Utilități și Mediu, la această dată sucevenii plătesc, și mă refer aici la sucevenii de pe întreaga raza județului Suceava, plătesc cele mai mari taxe de salubritate din țară. De ce? Pentru că actuala administrație este incompetentă și incapabilă să rezolve o problemă vitală pentru județul Suceava. Dacă nu mă înșel, această problemă trenează de mai bine de 7 ani de zile. Reprezentanții opoziției sucevene sunt indignați de faptul că Gheorghe Flutur se laudă cu realizări care de fapt sunt proiecte pentru anul 2012. Mai mult, Milici spune că nu este normal ca Flutur să se laude cu faptul că anul 2011 a fost un an al solidarității, având în vedere cum s-a împărțit bugetul pentru localități. Am rămas surprins de faptul că domnul Flutur vine și spune în ochii sucevenilor că anul 2011 a fost un an al solidarității față de toți primarii din județ. Ori nu știu ce înțelege domnul Flutur și echipa domniei sale prin solidaritate, dar din punctul nostru de vedere, solidaritatea s-a manifestat tipic PDL. Adică primarii PDL care nu mai pot de bine și primarii PSD care sunt ținuți permanent în post negru. Cam așa poate fi rezumată solidaritatea pe care o clamează domnul Flutur. Așa cum bine știți, ca și la începutul anului 2012, în 2011, fondurile au fost împărțite exclusiv pe bază de apartenență la PDL. Milici arată sucevenilor care au fost de fapt acele 10 capitole de realizări ale lui Gheorghe Flutur pentru anul 2011. Cum vă spuneam, din cele 10 capitole cu realizări prezentate de domnul Flutur pe anul 2011, mare parte dintre acestea se regăsesc în proiectele domnului Flutur pentru 2012. Și dacă vreți, pot nominaliza aici aceeași problemă a deșeurilor din județul Suceava, aceeași problemă a modernizării cetății de scaun, aceeași problemă a alimentărilor cu apă. Până la urmă, vedeți că bilanțul prezentat de domnul Flutur, pe de o parte, dar dorințele domniei sale pentru 2012, pe de altă parte, nu sunt altceva decât un lucru comun. Am mai spus-o și o repet. Îmi doresc ca actuala administrație să fie capabilă să vină în fața sucevenilor și a electoratului și să conjuge verbul a face la timpul trecut. Am făcut, nu că voi face.